Astăzi reacționez la cele mai amuzante momente de la pescuit. Mulțumim Lime Channel pentru videoclip. Hai să trecem. Salut! Astăzi îți vom arăta cazuri neobișnuite la pescuit, pe care cineva a reușit să le filmeze. Te așteaptă rechini flămânzi, pânze gigantice și pescuit pe timp de iarnă. De aceea, oh my God, Mândița, pentru că după acest video cu siguranță vei dori să mergi și tu la pescuit. Așa că așa... Bine, ok. Chiar lăsați în secțiunea de comentarii dacă sunteți niște pescari sau pescărițe. Hai că... Ajută cât mai comod, pregătește-ți o limonadă, stoarce butonașul de like și să începem. Stoarce și voi butonașul ăla de like și pregătiți-mi și mie limonada aia. Haide! Mulțumesc! Hai că mi-a apărut ceva. Dacă peștele a ciulit momeala, nu înseamnă că nu se poate zbate. Iar dacă captura e mare, asta poate fi o problemă. Băi, ești nebun! Ăla e un rechin, nu? Fai de viața mea, să ieși la pescuit, să prinzi un pește și după peștele pe care vrei să-l scoți, să fie mâncat de un rechin. Tu cum ai reacționa într-o asemenea situație? Bă, uitați-vă la rechinul ăsta ce face! Bă, ești nebun! Și de ce arată așa? What the fuck? Majoritatea rechinilor nu arată așa. Uite cât de albastru e ăsta și ce cu ochiul ăsta? De ce are ochiul atât de mare? What? Ia stai puțin. Toți au ochii atât de mari? De ce? Aveam impresia că toți rechinii au ochii mult mai mici. Ok. Dubios. Mă uit mai bine acum la ochii unui rechin. Însă nu doar oamenii adoră peștele, mai sunt și animale flămânde. Dar ce animal flămând e ăsta? E un weasel. Nu știu cum se zice în română, frate, dar știu că ăsta e un weasel, cred. Așa arată, a weasel. Ia să scriu, mă, bă. Stai, mă, că ne documentăm astăzi ce facem aici. Nu e numai clip de reacție, mai și învățăm. Weasel. A, nu e weasel. A, bă, da, e weasel. E weasel, nu? Ăsta e weasel. Da, mă, bă, ce deștept sunt! Sunt prea deștept! Dar ce e ăsta weasel? Weasel în română. Nevăstuică, mă, e o nevăstuică, mă, cavaș gura voastră, e o nevăstuică. Ok, da. Dacă nurca o face destul de tacticos, sunt prădători mai zgârciți. Fai de viața mea. Nu cred că e niciun sentiment mai rău decât să-ți fure cineva prada la pescuit. Oh, Doamne. Pescuiești liniștit și deodată vine o focă și-ți fură peștele. Se întâmplă mereu. Bă, dar s-a dus cu el, nu glumă. El e infinit sau are limita? Frumos. Bă, ești nebun, cât de mare e ăla. Boșilor, duceți-vă la apă mai la apă mai spre mal, nu atât de adâncă. Mâncava-și gura voastră, ce căutați la apă atât de adâncă? Și totul e înghețat până acolo jos, bă. Mamă, cât de frig e acolo. Păi nu cred că mai trăiește niciun pește sub apa aici, nebun. Mâncați sushi înghețat. E cum să pescuiască cu adevărat, doar că arată înfricoșător. Da, cred că pescuiești crabi. Uleu. Ăla nu-i un crab. Oh my God. Și ăla, frate, cum nu ți se face rău când ți ia ceva, ok. Bravo, bravo, bravo. Femeile sunt puternice. Plusul de a trăi pe apă e că poți pescui fără a ieși din casă. Da, că oricine și-ar dori să se uite la meci, să stea cu picioarele în sus și să pescuiască în sufragerie, clar. De la început, ei fac o gaură, după pun dispozitivul care face totul singur. Doamne, îți dai seama să te duci la bucătărie, spre exemplu, să ai telefonul în mână și să treci pe lângă gaura vieții și să-ți scapi telefonul acolo. Am mai văzut clipuri în care se întâmplă asta, ghiciți ce e, da. Super. Iar tu, ai știut că țestoasele mănâncă meduze? Ok, ăsta e un fact foarte ciudat, dar nu, chiar nu știam că țestoasele mănâncă meduze. Ce creatură trebuie să fii ca să mănânci o meduză și să-ți meargă în continuare organismul fără să nu ai complicații în tine după ce mănânci o meduză? Vă dați seama ce e acolo, frate? Noi când atingem o meduză, nu știu dacă ați atins vreodată o meduză, pe lângă că e cel mai scârbos sentiment posibil, sunt meduze care te înțeapă, îți apar bube după... Na, e ceva rău.
Acest tip nu are nevoie ca să prindă un pește. Așa poți rămâne și fără picioare. Vai, dar după ce te... Ce era ăla, frate? Bă, bine, și ăsta e nebun, frate. Îți bagi piciorul într-o apă care are... O proaspătă s-a blocat și... Bine, eu mă așteptam să vină crocodil, ești nebun, dar... Putea să moară, însă s-au găsit pescari care au salvat-o. Au salvat țestoasa? În primul rând, cum îți dai seama că acolo e o țestoasă? În al doilea rând, ce naiba se întâmplă în apa aia? S-a întâmplat un glitch, s-a format o tornadă de aia în apă. Cum se întâmplă, mă, frate, așa ceva? Sperăm că ea va căuta mult timp peștele. Ok. De ce se uită după el? Cu ce te ajută că te uiți un după el? Un distret s-a întâlnit cu... Ce a fost asta? Un grup de pescari pe gheață. Cum crezi? Cine a câștigat? Băi, ești nebun. Aia-s mistreți. Vai de mine. Bine, mama cu puii. E bine că nu i-au atacat, că nu erau mai mulți, că ar fi ieșit rău de tot. Steve încearcă să prindă un alligator, doar că vânătorul s-a transformat într-o jertfă. Fai de viața mea, mamă! Fugi de acolo! Fugi în momentul ăsta! Tipul a... Unde-i continuarea clipului? Ce s-a întâmplat cu tipul ăla? Băi, ești nebun, în primul rând, nu mai prinde crocodili. Poți să gătești o găină data viitoare, nu un crocodil. A făcut un selfie fain cu captura, doar că acum nimeni nu-l va mai vedea. Da, bă. Doamne, am mai văzut clipuri de genul. Cum naiba, nu îți dai seama că arunci telefonul în loc de pește? Bine, probabil sentimentul similar că ții o chestie în mână, știi, ok, pac, și ești mai mândru de pește. Parcă subconștientul tău realizează, bă, e mai valoros peștele ăsta decât bucata asta de tehnologie, știi? Hai să o arunc în apă. Probabil asta e, subconștientul cred, știe că asta e mâncare, e captură, frate, și asta o ții și arunci înapoi telefonul. Oh my god. Un pescar profesionist va prinde pește cu orice undiță. Bro, ce undiță e aia? Bro, ce undiță aia? Din ce naiba e făcută? Și ce a prins ăsta? A prins un megalodon? Băi, ești nebun? Bro, eu am undiță de-aia, uite, atâta. Se extinde de 5 ori cât vă arăt eu aici și tot are șanse mai mari să se rupă. Frate, undița aia era atât și nu se rupea la megalodonul ăsta, ești nebun? Iarna, apa îngheață atât de mult încât e necesar nu doar să faci o gaură simplă, ci să faci un puț. Hai de viața mea. Din nou, ce căutați? Ce pescuiți acolo? El a decis că mai bine această frumusețe va fi în mare și nu pe tigaia sa. Foarte bine, foarte bine. Uitați-vă la peștele ăsta, de ce arată așa? Parcă e făcut din leduri. Parcă strălucește așa puțin. Băi, ești nebun, dar ce pește mai e și ăsta? Se pare că cineva a doborât un record. Peștele cântărește 113 kg. What the fuck? Ce pește e ăsta? Ăsta nu e un pește, frate. Când ajunge o creatură la mărimea aia, fie e rechin, fie nu e pește. N-are cum să fie pește. Uite-te la mărimea asta. Adică arată exact ca un pește de mărime normală, doar că ăsta e uriaș. Doamne, nu e real așa ceva. Nu doar peștele prinde momeala, sunt surprize și mai interesante. Cum ai prins un șarpe? Scrie-ne în comentarii dacă știi ce pește este. Acesta e gigantic. Fai de capul meu, și ăsta e un pește uriaș. Băi, ești nebun, deci uitați-vă, avem comparație aici, uite oamenii pe lângă pește. Cât ochiul avea, cred că avea un ochi atât, fără mișto, cât fața mea avea un ochi. Oamenii știi înfiorători, că peștii nu clipesc, stau și se uită așa mereu la tine. E... Și pune like dacă niciodată nu ai văzut un pește atât de frumos. N-a zice că e atât de frumos, a zice că e interesant peștele ăsta mai degrabă, e un pește transparent. Da, și mai sunt ființe și organisme vii pe pământul acesta care au corpul transparent, adică poți să vezi prin interiorul lor. Frumos, bineînțeles că nu e, adică n-a zice că e frumos, dar sigur, interesant, 100%. Ca să prinzi pește, e îndeajuns să fii pe lac.
Atât de simplu e. La ce-ți mai trebuie undiță, frate? La ce-ți mai trebuie momeală? Când sare peștele direct la tine cu în barcă? Cu siguranță ea poate distruge multe obiecte. Mamă, ce-i ăsta, frate? Vă zic ce e. E un țipar? A, nu e un țipar. Uite mă că și țiparul e pește. Deci am prins-o. Ce animal e ăsta? E țipar, oare? Are ca niște țepe așa, ca o creastă acolo și ce zic, nu pare a fi țipar. Iar acești tipi au prins iarna o știucă mare. Ne bucurăm pentru ei. Ne bucurăm pentru ei, haide! Bine pentru știucă. Bă, ce cineva mănâncă bine diseară, frate. Băi, sentimentul de prins peștele pește poate fi prins cu undița, însă cu genial. Astfel de plasă va fi cu mult mai efectiv. Îți poți aproximativ imagina câte kilograme sunt aici. Vai de mine, dar ce-i cu peștișorii ăștia? Ăștia sunt hamsii, de noi fapt. Noi uităm la că delfinii sunt adevărați prădători și uneori ei pur și simplu omoară peștei prin lovituri cu coada. Doamne! N-ai cum așa ceva să fie omorât. O idee proastă doar să pentru o lovitură. Ea se poate supăra rău. N-am înțeles de ce e supărat rechinul ăsta. Spre exemplu, acest rechin a mâncat și a rămas mulțumit. Nu uitați să vă mai uitați la încă un clip.